Pacea Domnului. În această după-amiază la biserică, chiar dacă vremea nu este așa de încurajatoare. Și pentru că urmează să intrăm într-o săptămână în care poate vom avea multe lucruri de rezolvat, poate vom avea multe piedici în drumul nostru, trebuie să intrăm în această săptămână cu gândul că Dumnezeu este Cel care ne poate scoate din orice problemă pe care o avem. Și astfel vă invit ca în continuare, în numele Domnului Iisus Hristos, să deschidem acest serviciu divin cu imnul 499. Acesta e Salvatorul meu în care am crezut. În continuare, pentru rugăciune, voi ruga pe sora Cârstea Nicoleta. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru asigurarea pe care ne-o dai, că Tu ești Mântuitorul și Salvatorul nostru. Îți mulțumim că ne-ai ajutat să venim cu bine și în această după-amiază. Binecuvintează servul de care te vei folosi. Ajută-ne și pe noi să avem mintea și inima deschisă să primim mesajul. Și plecând de aici, să fim purtători de lumină în oriunde vom merge. Te rugăm toate acestea prin Domnul Iisus. Amin. Amin. Bun regăsit, bine ați revenit la biserică, probabil de vreo 3, 4, 5 ori mai puțin decât am fost dimineață, dar nu e nicio problemă, puțin dar buni. Așa spune Scriptura că va fi rămășița, o rămășiță din rămășiță care va strânge rândurile și va rămâne să-L întâmpine pe Domnul. Ați vrea să mai cântăm un imn? Cântați un imn când am venit eu pe la fără 5. Un imn mai vechi, nu mai știu exact și tare mi-a plăcut. Ce anume? Nu, acum cânta sora Ilzi, numai că nu mai știu exact. Da, în fine, aveți o propunere dumneavoastră de un imn?
222. Tu ești Doamne apăcist încă? Tu ești Doamne apăcist încă. 222. Haideți așa cum stăm să cântăm imnul acesta pentru slava lui Dumnezeu, astfel încât să pregătim sufletele noastre pentru momentul închinării. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, însă poate și vremea de afară, așa cu încărcătura asta atmosferică, pe mine m-a ajutat să resimt un sabat plin, așa cu de toate, foarte încărcat. Mi-aș dori ca nici acum pe finalul lui, cred că soarele deja a pus, da? E bine că să ne găsească tot aici, Domnul, și când începem sabatul, și când e sabat, și când îl terminăm, și când o să-l începem, tot aici să ne găsească. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, însă chiar dacă nu suntem așa vânători de senzații tari, n-ai cum să fii indiferent la ce se întâmplă lângă tine, la ce se întâmplă lângă noi. Aș vrea să vă redau așa cum am perceput eu realitatea asta de lângă noi în ultimele săptămâni, deși vă mărturisesc că nu urmăresc niciun reportaj de știri, eventual așa, nu știu dacă zilnic, dar odată la două zile mai scanez puțin presa, în special presa internațională, să văd în ce ape se mai scaldă națiunile lumii. Și vreau să vă împărtășesc câteva din îngrijorările pe care le am ca pastor al Bisericii Adventiste. Știți că lângă noi este încă război, chiar dacă nu mai vorbim de Ucraina. Știe cineva în a câta zi de război suntem acolo? Da, cred că... Poftim? Deci, aproape se împlinesc 2 ani de când discutăm de război și iată că nu prea să însemne că lucrurile s-ar încheia. De ce spun asta? Citeam ieri, nu mai departe de ieri.
o știre care spunea că Rusia a primit în 3 luni de zile, din august până acum în noiembrie, mai multe muniții de la Coreea de Nord decât au livrat toate țările Uniunii Europene la un loc de când a început războiul. Asta înseamnă 1 milion de obuze de artilerie, artilerie grea, și înseamnă jumătate din cât a furnizat Statele Unite ale Americii în 20 de luni de conflict. Pe de altă parte, spuneau jurnaliștii, potrivit mișcărilor de trupe și cum se mișcă lucrurile în Rusia, a reușit să-și crească producția de rachete tactice și strategice, de la 40 de piese pe lună la 100 de piese pe lună. Iar Centrul de Studii Internaționale și Strategice spune că a surprins la granița Rusia, cu tot ce înseamnă latura asta spre Coreea de Nord, un trafic fără precedent și o cantitate record de vagoane de marfă pe ruta Coreea de Nord-Rusia. De ce spuneam că n-ar trebui să uităm că la doi pași de noi e încă război? Pentru că pe ultima filă, să zicem așa, a evenimentelor geopolitice a apărut un alt război. Conflictul din fâșia Gaza. V-am spus că predau un curs la Cernica și recent am vorbit cu studenții acolo despre Avraam, despre Ismael și despre Isaac. Și mă gândeam câtă problemă e acolo din cauza unor alegeri neînțelepte. Avem un context geopolitic foarte aparte în Israel. De ce? Pentru că societatea israeliană este profund militarizată. Discutam și cu aspeții pe care i-am avut dimineața, nu știu cum a venit vorba de război. Orice elev de liceu, după ce a terminat liceul, intră în armată. Poftiți? Băiat sau fată? Am spus orice elev de liceu. 3 ani de armată obligatorii. Sunt plătiți, primesc soldă, după care unii rămân în armată și performează. Alții, abia la 21 de ani, sau plus minus, merg să facă studii de specialitate, să se specializeze în diferite ramuri și abia atunci fac facultate și merg ulterior în câmpul muncii. Așadar, dragii mei, armata, serviciile secrete și tot ce înseamnă acolo sunt câțiva din pilonii pe care statul Israel modern există, se susține. Citeam ieri, 3-11-2023, despre orașul Gaza, că a fost efectiv încercuit de trupele terestre, de jumătate din trupele terestre ale statului Israel. De ce? Pentru că cealaltă jumătate așteaptă să fie lovită din altă parte. Au război cumva declarat și din nord, dinspre Liban. Ce se întâmplă acolo? Probabil nu mai e secret pentru nimeni. E de fapt o răzbunare evreiască la tot ce înseamnă ziua de 7 octombrie 2023. O zi în care Hamas, o organizație teroristă, care controlează politic, militar, această limbă de pământ, undeva la 40 de kilometri de la nord la sud și vreo 12 kilometri de la vest la est, a declanșat, așa cum spun ei, potopul Al-Aqsa. Citeam despre niște mărturii, acum nu știu cât e fake news, cât e realitate, că efectiv n-au avut în minte nimic altceva decât să ucidă. Și ceea ce se întâmplă astăzi și ceea ce avem la aproape o lună de la acel moment nu este altceva decât o răzbunare la tot ce a însemnat crime împotriva umanității de acum o lună. Masacrul de la un festival de muzică, familii efectiv tranșate în casele lor, bărbați, femei, copii mici,
răpiri, mii de rachete care au survolat, ziceai că sunt focuri de artificii de sfârșit de an, nu că sunt rachete care au ținte strategice. Ei bine, dragii mei, în toată povestea asta să știți că nu este un alt câștigător decât Rusia, pentru că nu face altceva decât în liniște să-și desfășoare acțiunile în frontul acesta din nord-estul țării noastre. De asemenea, spun specialiștii că un actor principal la tot ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu este Iranul, cu toată puterea nucleară pe care o deține, cu tot ajutorul pe care îl oferă unor alte organizații teroriste. Citeam o declarație de presă a unor oficiali care cumva încearcă să găsească soluții la tot ce înseamnă conflict în Orientul Mijlociu, iar ei spuneau, vremea diplomației a trecut. Schimb un pic registru. Toți zilele trecute citeam, deși am mai răsfoit și în trecut, dar parcă nu m-a șocat ca acum știrea asta, o știre despre roboții umanoizi, într-o perioadă pe care specialiștii o numesc era abundenței. Și atenție! Elon Musk, sau Elon Musk mai pe românește, care este un proprietar al brandurilor Tesla și SpaceX, a purtat o discuție cu premierul britanic, recent, la un summit ce a avut loc recent în Anglia, în Marea Britanie, pentru a se discuta modul în care statele lumii ar trebui să ofere și o protecție pentru oameni atunci când discutăm de inteligență artificială și de modul în care se dezvoltă. Și aș vrea să vă citesc câteva din declarațiile pe care le-a făcut miercuri, dar au fost înregistrate în presa de joi, 2 noiembrie. El spune așa, va veni un moment în care nu va mai fi nevoie de locuri de muncă. Iar locurile de muncă vor fi doar pentru cei care își doresc unul pentru satisfacție personală. Inteligența artificială, este o altă declarație pe care o face, este un geniu magic care îți va îndeplini toate dorințele. Viitorul inteligenței artificiale va fi o eră a abundenței cu un venit universal foarte ridicat. Numai că trage un semnal de alarmă și spune așa. De asemenea, această inteligență artificială este una dintre cele mai mari amenințări la adresa umanității. Ar trebui să fim foarte îngrijorați de roboții umanoizi care te pot urmări oriunde. De asemenea, el a avertizat că acești roboți umanoizi ar putea alunga oamenii. Ce se întâmplă dacă într-o zi respectivul robot primește un soft în care să nu mai fie atât de prietenos? De asemenea, și-a încheiat declarația de presă sugerând că acești roboți ar trebui totuși să aibă și un comutator fizic. Adică, la un moment dat, când începe să facă pe nebunul, să-l poți trage din priză și să se oprească. La polul opus, premierul britanic, puteți citi despre asta în presă, că nu sunt invenții, s-a scris în presa internațională, a spus că este foarte important să nu fim alarmiști în privința asta. Însă, totodată, inteligența artificială ar putea fi un risc la fel de mare pentru omenire, precum un război nuclear sau o pandemie. Care-i treaba asta cu inteligența artificială? Ei bine, dragii mei, s-au dezvoltat, am mai discutat noi la săptămâna de consacrare, s-au dezvoltat niște softuri atât de puternice încât, cumva, imaginați-vă toate motoarele de căutare pe internet din lume, care au colectat informații, sunt adunate într-o bază de date fantastică, așezate într-un soft foarte mic, într-un roboțel din ăsta, care e programat să facă diverse, să-ți răspundă la diferite nevoi.
Iar oamenii au început să se teamă că, la un moment dat, invențiile astea umane ar putea deveni de necontrolat. Despre asta este știrea. Merg mai departe, într-un alt domeniu. Vă spuneam de dimineață despre schimbările în domeniul fiscal din România, nu peste mări și țări, la noi în țară. Nu știu cum ați perceput treaba asta, poate unii dintre dumneavoastră nici n-ați știut. Însă e o treabă foarte serioasă. De la 1 noiembrie s-au limitat tranzacțiile cu banii cash. Spuneam dimineață că nu mai poți face tranzacție persoană juridică cu persoană juridică cu cash mai mult de 1000 de lei pe zi. Nu mai poți face tranzacție persoană juridică cu persoană fizică mai mult de 5000 de lei pe zi. Iar între persoane fizice, adică eu vă vând dumneavoastră o mașină, nu puteți să mai plătiți mai mult de 10000 de lei cash, restul prin bancă. Există o platformă pe internet numită Republica, unde mai mulți jurnaliști, așa serioși din țară, au creat un, ca un forum unde scriu despre problemele cu care se confruntă în speță România și lumea. Florin Negruțiu, un jurnalist care este cofondator alături de alți jurnaliști, vreau să vă spun ce scria la o zi după ce a intrat în vigoare legea asta. Discuția despre cash nu este despre evaziune, scrie el, ci este despre libertatea de alegere. Evaziunea nu se combate limitând plățile cash. Oamenii fac evaziune atunci când fiscalitatea e împovărătoare sau când nu înțeleg de ce trebuie să plătească taxe. În România, guvernul tocmai a crescut fiscalitatea printr-o majorare a taxelor și impozitelor luată pe proprie răspundere de executiv. Statul n-a explicat de ce trebuie să plătim mai mult, în afară de litania e gaură bugetară și dacă e gaură bugetară pierdem bani europeni. Nici o clipă contribuabilului nu i s-a spus unde vor merge taxele și impozitele lui mărite. În școli, în spitale, în drumuri pe care să nu mai mori. Închei un prim citat. Dumnealui continuă, citez. Povestea cu combaterea evaziunii pleacă de la premisa că românii sunt hoți, iar statul e corect. Realitatea e tamam pe dos. Majoritatea românilor cred că își plătesc taxele și vor să plătească. Chiar și mai mult dacă e cazul. Dacă ar înțelege că statul își face partea lui în contractul social. În schimb, statul e jepcar, te taxează cum te prinde ca să hrănească o clasă specială lacomă și rapace. Statul îți ia mai mult ca să toace mai mult. Am încheiat iarăși citat. Deschid un alt citat. Altfel spus, combaterea evaziunii ar trebui să înceapă de la un comportament onest al statului față de contribuabil. În momentul acesta, oamenii de rând înțeleg că austeritatea asta înseamnă că trebuie să plătească mai mult unor oameni speciali. Un soi de haiducie pe dos, spune dumnealui, pe care guvernul o face luând de la cei săraci pentru a hrăni bogații de stat. Am încheiat iarăși citatul. Măsura limitărilor tranzacțiilor cash, așa cum v-am descris-o, nu va combate evaziunea, nu va avea niciun efect concret, dar a enervat deja populația. Nu că ar fi mulți care să spargă 10.000 de lei pe zi, dar am auzit de la mulți cetățeni un principiu pe care îl consider sănătos. Banii omului sunt proprietatea lui, nu sunt ai statului. Omul trebuie să aibă libertatea de a alege dacă vrea să plătească cash sau cu cardul. Sunt foarte multe țări europene unde nu există limite în tranzacțiile cu cash, de la Marea Britanie până în Germania. Chiar și Suedia, care avusese idei de a deveni cashless society, adică o societate fără bani cash, a renunțat la această fantezie când a constatat că mai are câteva milioane de pensionari care preferă totuși banii fizici. Și înțelegând discuția ca una despre apărarea libertății individuale, scria dumnealui în încheiere, susțin cash-ul.
chiar dacă eu am renunțat din comunitate la El de multă vreme. Să știți că m-am întrebat citind din astea, am răsfoit un pic presa și în urmă, m-am întrebat cum arată viitorul și aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră. Cum vedeți dumneavoastră viitorul? Așa, doar dintr-o răsfoire a presei, nu am intrat foarte adânc, n-am făcut studii de specialitate. Cum vedeți dumneavoastră viitorul? Deci se va scoate cash-ul. Bun. Avantaj, dezavantaj? Aha, când veți vedea lucrurile astea întâmplându-se, să vă uitați spre cer, vă ridicați privirea, căci izbăvirea voastră... Știți ce mesaj am primit dimineață? Intram pe ușa bisericii și deodată a licărit ăsta și am un SMS. Contul dumneavoastră de BCR a fost blocat. Vă rugăm să vă prezentați la sucursală pentru actualizarea datelor personale. Nici n-am verificat, vă spun sincer, dacă pot să intru acolo. Da, exact așa. Ce spuneți dumneavoastră se poate întâmpla. De astăzi nu mai puteți face plată. Da, cont de BCR aveți, că și mie mi-a apărut din asta, dar eu n-am cont. Da, am. Am cont de BCR. Așa din cum mă cunoașteți dumneavoastră, știți că nu sunt genul alarmist și nu mă impacientez din orice și cred că încă pot să fac față la multe lucruri. Însă eu percep viitorul ăsta destul de sumbru. Așa, cu note mai optimiste, mai pesimiste, dar perspectiva este una sumbră. Pe toate planurile. Nu mă refer acum la domeniul fiscal sau la domeniul financiar. Făcând așa o radiografie a tot ce înseamnă mediul politic, geopolitic, domeniul financiar, migrarea oamenilor dintr-un loc în altul, voia să spuneți ceva. Se restrânge. Cred că nota dominantă a tot ceea ce am discutat până acum și am încercat așa în câteva minute să creionez un tablou. Și să știți că n-am făcut nimic altceva, nu le-am pus într-o formă tendențioasă. Pur și simplu am luat, ați văzut că am citat mult, am luat declarațiile acestor oameni care sunt implicați la nu știu ce scară în domeniile respective. Vă spuneam că nu sunt alarmist, însă simt că într-un viitor nu foarte îndepărtat lucrurile pot lua o turnură în care să nu mai poată fi controlate decât de Dumnezeu și El să permită să se ducă într-o anumită direcție atât cât va considera, necesar. Scopul celor relatate mai sus nu este să producă panică, că nu-s genul ăsta. Însă mi-e groază de un alt lucru, frații mei. Și despre asta vreau să vorbim în ocazia asta. Pe de o parte, groaza asta mea este de indiferența cu care poporul adventist abordează prezentul, nu viitorul. Modul înspăimântător cu care abordăm prezentul. Și o să mă explic de ce. Pe de altă parte, mă îngrijorează teribil modul în care, că dacă nu abordezi cum trebuie prezentul, nu faci ce trebuie nici pentru viitor. Modul în care ne pregătim pentru viitorul în care urgia aia va veni așa, ca tăvălugul, îmi produce groază, să știți. Ce mă îngrijorează cel mai tare? Și despre asta vreau să vă vorbesc.
Dacă aveți scripturile, aș vrea să mergem în Matei, capitolul 24. Suntem în locul în care Domnul Iisus Hristos, nimeni altcineva decât Iisus Hristos în persoană, aduce în discuție o serie de indicatori sociali, umanitari, politici, religioși, care nu fac altceva decât să arate modul în care ne apropiem de finalul istoriei. Asta fac indicatorii ăștia. Dacă ați fi acolo, în mulțimea care ascultă predica rostită de Domnul Iisus Hristos în Matei 24, dintre toți acești indicatori despre care Hristos a spus că vor anunța cumva sfârșitul tuturor lucrurilor pe pământul acesta, de care vă temeți sau v-ați teme cel mai tare? Unde s-ar zbârli pielea pe dumneavoastră cel mai tare? Când vorbește de războaie? Când vorbește de ciumă? De proroci mincinoși? Poftiți? Prorocii mincinoși. Ce ați spus, sora Daniela? Ca nu cumva să nu veghem, da? Să nu fim înșelați? Păi ăstea le-a scoate de acolo? Ălea care ne înfricoșează cel mai tare, parcă îmi vrea să le... Să știți că pe mine nu astea mă bag așa în sperieți cel mai rău, ci e un verset care, peste care adesea trecem ca și cum n-ar fi acolo, dar e acolo, e exact la, în miezul, dacă vreți, cuvântării. Ce spune acolo? Dar vreau să vă zic că asta nu mă sperie atât de mult ca ceea ce urmează să vă spun. Deși nici nu știm cu ce se mănâncă. Ați văzut când zice, Pavel, încearcă să descrie cerul și îi spune ascultătorilor lui, e ca acel lucru la care, sau care nu s-a urcat la mintea omului, la inima omului, nu, n-ai auzit despre el, cam așa e. Știi, și stai și tu, ce a vrut să spună? Adică, e clar că nici habar n-avem cu ce se va mânca necazul ăsta cel mare, dar vă spun, ăsta va fi o chestiune care vine cumva din exterior și nu asta mă îngrozesc cel mai tare. Vreau să vă citesc versetul 8. Spune așa, toate aceste lucruri, adică cele despre care, așa, printre rânduri le-am amintit, nu vor fi decât începutul durerilor. Deci toate astea, care într-o formă sau alta ne dau frisoane, nu sunt decât începutul durerilor. Și acum, ce mă îngrijorează este versetul 10, sau realitatea descrisă de versetul 10. Atunci, mulți vor cădea. Puneți-mi traducerea Dumitru Cornilescu, vă rog. Atunci, mulți vor cădea. Se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii. De asta mi-e cel mai frică. Zice, atunci când? Atunci când Hristos mincinoși, războaie, cutremure, foamete, ciumi, torturi, martiraje, când veți fi urâți de toate neamurile pentru numele lui Hristos, atunci când vor începe durerile astea ale sfârșitului, când vor începe vremurile alea speciale, atunci, versetul 10, mulți vor cădea. Ce mă sperie cel mai tare este că versetul 9 spune că această cădere va avea loc
când vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ, când veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu, când se va pune puțină presiune pe noi, atunci se va întâmpla treaba asta. Într-un context în care lângă noi oricum e început de sfârșit. Din punct de vedere al războiului, din punct de vedere al foametei, al ciumii, al bolilor, al chestiunilor financiare, atunci mulți vor cădea. Se vor vinde unii pe alții și se vor urâ. Când am citit prima dată despre realitatea asta, pentru că, atenție, Hristos o pune acolo ca un indicator că trăim vreme de sfârșit. Când vei vedea oameni lângă tine cum cad, să știi că Hristos e aproape. Ne uităm la lumea înconjurătoare, vedem războaie, vești de războaie și ne apucă frica că vine Domnul. Sau frica, nu neapărat că vine Domnul, ci spaima că de ce o să trăim de necazul acela mare. Dar nu vorbim despre treaba asta. Și este un indicator al sfârșitului. N-am putut să nu mă întreb de ce cad oamenii atunci. Care e motivul? Pentru că dacă depistăm cumva motivul, poate putem lucra cumva la cauză, ca să împiedicăm efectul. Să știți că am luat trimiterile de la aceste versete și m-au dus așa prin Noul Testament, altele m-au dus spre Vechiul Testament. Spunea Domnul Hristos cu câteva capitole mai devreme, Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 6, că va fi ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Ce înseamnă să te potignești? Poftiți? Să te împiedici, să fii acolo o găselniță pentru care să îi întorci spatele. Și vă puteți da seama că sunt printre noi oameni care găsesc în zecime o pricină de potignire, în treaba cu Ellen White, cu manifestarea profetică. Băi, frații mei, dar Hristos spune aici că va fi ferice de oamenii aia care nu vor găsi în cine? Să te împiedici de Hristos? Să ajungi ca adventist de ziua șaptea să te împiedici de Hristos și din cauza Lui să nu poți să mergi mai departe? Fericit este cel ce nu se potignește în mine, este noua traducere a acelui verset. Va fi fericit de cel care nu va găsi în mine un prilej de potignire. Fericit va fi acela care nu se va împiedica de mine. Mi se pare incredibil treaba asta. Mi se pare incredibil că între noi vor fi foarte curând oameni care vor pleca din cauza lui Hristos din biserică. Vor apostazia din cauza lui Hristos. Biblia m-a mai trimis la o altă perspectivă. Perspectiva aici și acum. Spunea săracul Pavel. Îi scria lui Timotei, în a doua epistolă, capitolul 4, versetul 10. Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, zice, m-a părăsit. Din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. Scria Ellen White, Mărturii, volumul 1. Am văzut că Satana îi urmărește pe cei care au o fire egoistă, lacomă, dintre cei care pretind că au adevărul și îi ispitește cu prosperitate, oferindu-le bogăție. El știe că dacă nu-și înving temperamentul natural, ei se vor împletici și vor cădea pentru că îl iubesc pe mamona și se închină lui. Ținta lui Satana este adeseori atinsă. Dragostea puternică pentru lume învinge și înnăbușe dragostea pentru adevăr.
Împărățiile lumii le sunt oferite și cu nerăbdare ei se aruncă asupra comorilor și socotesc că prosperă de minune. Iar satana triumfă pentru că planul lui are succes. Ei au renunțat la iubirea de Dumnezeu pentru iubirea de lume. Din dragoste pentru aici și acum, mulți vor cădea. De asemenea, câteva citate din spiritul profetic m-a condus la concluzia că vor fi printre noi oameni care nu vor fi dispuși să iau o poziție fermă pentru adevăr. Și dintre aceștia, unii nu și-au exercitat spiritul de sacrificiu. Știți că vorbeam la școala de sabat, numai de vreme de dimineață, am vorbit toată săptămâna despre asta. Era la un moment dat o idee despre misiune, cum era acolo. Mi-aduceți, cred că la sub împărțirea de marți. Nu comoditatea, deranjul, asta era, exact așa era termenul, deranjul. Mulți nu vor să se deranjeze în vreun fel. Pentru nimic din tot ce înseamnă cauza lui Dumnezeu. Marea zguduire a început și va continua, spunea Ellen White, Scrieri Timpurii, pagina 50-51. A început și va continua, iar toți aceia care nu sunt dispuși să iau o poziție fermă pentru adevăr și care nu vor sacrifica pentru Dumnezeu și pentru cauza sa, vor fi cernuți și vor cădea. Să iei poziție pentru Dumnezeu aici și acum. Să sacrifici pentru Dumnezeu aici și acum. Și să știți că nu mă gândesc la bani, nici nu sunt menționați banii, ci să sacrifici acele lucruri pe care Dumnezeu îți spune să le sacrifici. Să știți că nu tuturor tinerilor din timpul acela le-a spus Domnul, du-te de vinde tot ce ai de la săraci, apoi vină și urmează-mă. Nu, unul i-a spus treaba asta. Poate că altuia i-a spus altceva. Iar oamenii care acum nu iau poziție pentru adevăr, oamenii care acum nu învață să sacrifice pentru Dumnezeu, atunci vor cădea. În cartea Fiice ale lui Dumnezeu, pagina 170, Ellen White vorbește despre cumva despre creștinii firavi și de porțelan. Vom fi puși la încercare zi de zi prin dificultăți și dezamăgiri și astfel se va dezvolta un caracter adevărat. Cei care nu pot să sufere ofensele și poverile vieții vor cădea cu totul când vor veni asupra lor încercări mai aspre. Mi s-a părut atât de hazlie, vă spun sincer că am râs, nu mă puteam opri din râs. Am citit despre ministrul educației din România. N-are importanță cum se numește. Că a făcut public o informație că o apucă cu palpitații, cu nervii, dacă citește pe o pagină de internet comentarii negative la adresa ei. Și are oameni pe care îi plătește, știți ce să facă? Să purice toate informațiile astea care ies prin presă despre ea și să șteargă acele comentarii negative. Ministru în Guvernul României. Poftim? Nu ne mai miră nimic, corect. Dar nu mă miră că la nivelul ăla se întâmplă lucruri, ci mă miră că se întâmplă și între noi. De asta, dragii mei, vorbeam dimineața la ora administrativă de Matei 18, de asta ne e teamă să ne mai ducem să stăm de vorbă unul cu altul. Atunci când greșim, să atragem poate atenția, să-l mai luăm pe fratele nostru cu noi, ca să-l câștigăm pe cel greșit. De ce? Pentru că am devenit prea firavi, prea de porțelan. Iar oamenii ăștia, spune-le noi, atunci vor cădea. Obișnuința. Sunt printre noi oameni care s-au obișnuit așa cu stilul ăsta de viață, i-am zis eu, samsonic.
Știți că Samson avea o rigoare. Cum dădea de greu, știți ce zicea? Lasă că am mai făcut de-astea. O să fac? O să fac ca și până acum. Și ce făcea? Lua o falcă de măgar, se enerva un pic, punea umărul pe un stâlp la poartă și... Oameni de felul acesta s-au obișnuit așa cu definiția asta a omului neprihănit. Cu omul neprihănit sau despre omul neprihănit, Scriptura spune că de 7 ori cade și se ridică. Iar oamenii ăștia cred că ciclul acesta se poate repeta la nesfârșit. Numai că ciclicitatea asta, dragii mei, permisă la nesfârșit în viața proprie, te poate duce în punctul în care să te ridici din ce în ce mai greu. Până acolo încât să te trezești că vrei să faci ca și până acum și să nu știi, ca în cazul lui Samson, că Duhul lui Dumnezeu a plecat. S-a retras. Și vine, dragii mei, o zi când nu te mai poți ridica. De asemenea, Scriptura spune că se poate cădea de oboseală. Galateni, capitolul 6, versetul 9. Și acolo Pavel spunea, ei, muncim și s-ar putea să și secerăm ceva. Dacă nu, cădem de oboseală. Și să știți că Pavel nu scrie acolo decât să umple niște rânduri cu cerneală când zicea, ne rugăm și pentru noi, ținem rândurile aproape ca nu cumva după ce am predicat altora să ne trezim acolo în tabăra cealaltă. De ce cad oamenii? Din multe motive. Cert e un lucru, asta e profeție, frații mei. Mulți vor cădea. Doi. Se vor vinde unii pe alții. De ce vinde omul? Poftim? Pare așa ca o succesiune, căderea, îi vinzi pe cei dragi și ești cuprins de ură teribilă, dacă până la urmă nici n-ai cum să fie altfel decât dacă ești în tabăra cealaltă. Exact legat de ce spuneați dumneavoastră, în Hristos Lumina Lumii am găsit un citat, pagina 630. Spunea Ellen White așa, mulți se potignesc, aceeași idee de a cădea și cad, depărtându-se de credința pe care odată au apărat-o. Aceia care cad de la credință în vremuri de încercare, pentru a fi ei în siguranță, vor aduce mărturie mincinoasă și vor trăda pe frații lor. Hristos ne-a avertizat cu privire la aceasta ca să nu fim surprinși de puterea nefirească și crudă a celor care resping lumina. Da. De ce urăsc? Știți la ce concluzie am ajuns? Că uite de aia. Că nu se poate altfel. Până la urmă, momentul acela, istoric de altfel, profetic, nu face altceva decât să ducă la maturizare ceea ce de cu ani și cu timp în urmă s-a sădit, s-a cultivat, este practic un moment de conspirativ. Este un moment în care, spunem noi românii, omul își dă arama pe față. Să știți că ura nu te prinde peste noapte. Ăsta este un simțământ, un sentiment ce se întipărește. Știți că Ellen White vorbește despre Lucifer, că l-a văzut într-o viziune. Vă aduceți aminte? Cum era?
Poftim? Pus pe gânduri și da, i-a atras ceva atenția. Zice că fața aia, cum era? Zice că era brăzdată de o grimasă plină de ură, de înverșunare, de pornire spre rău. De ce urăsc oamenii? Fix de-aia. Pentru că în momentul ăla profetic n-au cum să mai fie altfel decât pur și simplu să-mi puși în fața unui fapt împlinit. Concluzie. Dragii mei, nu știu, poate da, poate nu, poate că trăim niște vremuri speciale, poate că nu și Domnul mai întârzie, nu cred că asta ar trebui să fie problema noastră. Însă vremurile astea, că speciale sau nu, ar trebui să ne provoace la o atitudine pro sau contra lui Dumnezeu. Scria Apostolul Pavel ceva și mi s-a părut semnificativ și vă citez. 2 Tesaloniceni 2, 1 cu 2 prima parte și 3 prima parte. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, scria la jumătatea primului secol creștin. Vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni, ce? Venirea Fiului Omului nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință. Noua traducere spune căci venirea Fiului Omului nu va veni înainte să fi venit apostazia. E limpede ca lumina soarelui. Hristos nu va veni înainte ca mulți să cadă. Întrebare de baraj. Care? Cine? Cine va cădea? Eu sau tu? Pentru că ne place tare mult să filozofăm, asta se întâmplă și pe la școala de sabat, vorbim foarte mult despre alții, despre trecut, despre viitor, însă vorbim cel mai puțin despre noi. Care va cădea? Limpede ca lumina soarelui. Unii vor trăda. Cine? Eu sau tu? Unii vor urâ și își vor, îl vor lăsa pe diavol să ștanțeze, că dacă nu ștanțează Hristos cu sigiliul, da, lui, va fi ștanță din altă parte. Îl vor lăsa pe diavol să ștanțeze în sufletul lor ura aia teribilă și înverșunată. Știți cu ce gânduri vor învia după mii de ani toți locuitorii pământului din toate timpurile? Cu ce? Asta e ură, frații mei. Să pună mâna pe cetate. Și întrebarea mea ar fi fost, mă, și dacă puneau mâna pe ea, ce făceau? Știți ce făceau? O devorau. Că așa sunt ei. Asta e natura lor. Dragii mei, asta e teama mea cea mai mare legată de sfârșitul lumii. Nu că vom avea parte de necaz, nu că o să murim, nu că o să fim martirizați, nu că războaie, vești de războaie, că vremuri crânce ne vor veni peste noi. Da, ne apuc așa cu furnicături pe șirea spinării, dar nu asta este cea mai mare problemă. După mine, cea mai mare problemă este că mulți dintre noi, frații mei, vor cădea, vor apostazia. Vor ajunge să-i vândă pe frații lor, să-i urască. Povesteam că de asta am întârziat un pic, am ajuns mai târziu, cu oaspeții noștri au plecat, trebuia să ajungă la un program în București. Și nu știu cum a venit, au văzut în biblioteca mea teza mea, e așa cât un top de hârtie, fără o pagină, nu sunt 500 de pagini. Și au văzut teza mea și m-au mai întrebat diverse lucruri. Și la un moment dat băiatul de la pian zice, dar parcă zici ceva că a plecat din biserică Conrad ăsta? Și le-am spus un pic cum a plecat. Problema nu este că a plecat, că au plecat mulți alții. Însă în ultimii ani de viață, vreo 6, 7, 8 ani,
a luptat cu toată ființa lui să distrugă biserica asta pe care, pentru care luptase, pe ale cărei baze le pusese. Și a mers până acolo încât, și asta le spuneam, odată cu 1933, când partidul nazist a început să capete așa forță în Germania, a ajuns până acolo în 1939 să-i trădeze naziștilor pe adventiști. Biserica Adventistă de ziua 7 din Germania s-a trezit cu o hârtie că mâine toate bisericile trebuie să fie închise. Un sabat nu s-au închinat pe nicăieri, nu știau, au venit oameni de la conducerea bisericii, nu știa nimeni nimic ce se întâmplă acolo. Au angajat un avocat și, ca să scurtez povestea, până la urmă un avocat care nu-l cunoștea pe Dumnezeu, dar avea o mamă adventistă, a venit și le-a spus, vedeți că e cineva care v-a fost lider și v-a turnat și a vrut să vă facă rău. Problema nu e că doar tu cazi, dar parcă a lăsat Dumnezeu ca în răul ăsta ce se face să fie un blestem și poate că e o formă de maturizare a răului, că atunci când cazi, știi cum să fii, ca cu ghearele întinse, să apuci pe cât mai mulți. Asta parte îi face diavolul, asta este spiritul lui. Două ipostaze, dragii mei, despre care Isaia și Luca vorbesc, Isaia 8 cu 14 și 15 spune că atunci el va fi un locaș sfânt, dar și o piatră de potignire. O stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Mulți se vor potigni, vor cădea și se vor sfârma, vor da în laț și vor fi prinși. Și despre această piatră de potignire scrie Luca în Noul Testament, e piatra aia pe care zidarii au lepădat-o, dar a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și Luca concluzionează, oricine va cădea pe piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela care va cădea pe ea îl va spulbera. Dragii mei, ca să nu fim atunci printre perdanți, printre cei care vor cădea, nu este decât o singură soluție astăzi, să cazi pe stânca veacurilor, să te lași zdrobit de ea, să-l lași să te transforme. Spune Daniel 11 cu 32, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Noua traducere spune și vor rezista. Oamenii lui Dumnezeu, să știți că nu se distrind decât printr-o reacție împotriva păcatului și prin statornicie în fața ispitei, ci prin faptul că ei îl cunosc pe Dumnezeu. Ei au o misiune, ei au un program de îndeplinit, ei l-au lăsat să le transforme viața, s-au lăsat zdrobiți de această piatră, pentru că dacă nu te zdrobește și nu te transformă, atunci te vei potigni de ea, de piatra asta, care e Hristos. Dragii mei, mi-ar plăcea mult de tot ca în dreptul meu și în dreptul dumneavoastră și în dreptul celor pentru care ne rugăm să nu se aplice niciodată versetul acesta, să nu fim printre cei care vor cădea, care vor urâ, care vor trăda, care vor vinde, ci să fim printre aceia care, da, de ce nu, prigoniți, abătuți, izgoniți, martirizați, să-i facem onoare lui Dumnezeu prin ce suntem, prin ce trăim, și cu noi să se mândrească înaintea Universului. Vă doresc o astfel de experiență. Amin. Știu că trăim niște vremuri grele, așa cum se vorbea la început, niște vremuri pline de războaie.
Numai că vom avea parte de niște vremuri și mai grele decât acum și ne doresc nouă tuturor ca să prindem acele vremuri grele, și acele vremuri grele înseamnă că revenirea Domnului ne va prinde în viață, dacă vom prinde acele vremuri foarte grele despre care se vorbește în Apocalipsa. Dar chiar dacă vremurile în care noi trăim sunt tulburi, știm că atât timp cât credința noastră este bazată pe Domnul Iisus Hristos și temelia credinței noastre este clădită pe stânca mântuirii, vom putea să trecem prin aceste greutăți ale vieții care sunt din ce în ce mai pline de semne de întrebare, din ce în ce mai pline de surprize neplăcute, numai că trebuie să ne gândim că cu cât vremurile vor fi mai dificile, cu atât revenirea Domnului este mai curândă. Și astfel, ca să ne încurajăm cu aceste gânduri, vă invit ca în continuare, în numele Domnului Iisus Hristos, să închidem acest serviciu divin cântând imnul 68, Clădim pe o stâncă de mult preț. Tatăl nostru care ești în cer, îți mulțumim pentru cuvintele cu care Tu ne-ai încurajat în acest sabat după amiază. Îți mulțumim pentru că Tu ești alături de noi în aceste vremuri în care trăim. Îți mulțumim că Tu până în acest moment totuși ne-ai ferit de toate războaiele care se întâmplă în jurul nostru. Nu suntem vrednici de toate bunătatea pe care Tu o arăți față de noi și nu suntem vrednici de harul pe care Tu îl ai asupra noastră, acela ca Domnul Iisus Hristos și-a vărsat sângele la Golgota pentru noi. Aștept Tu ca în săptămâna care urmează, acolo unde vom merge, acolo unde ne vom desfășura activitatea, lumina noastră să fie peste cei din mijlocul nostru, ca ei, văzându-ne pe noi, să-și dorească ceea ce avem noi, adică pe Tine. Ajută Tu ca în această săptămână să putem să vorbim despre Tine cel puțin unei singure persoane, ca astfel în coroana noastră pe care ne dorim cu toții să o avem în împărăția Ta să fie cel puțin o stea. Binecuvântează-Tu-i pe cei care au ales ca în această după-amiază să fie la biserică, condune Tu pe fiecare dintre noi în drumul spre casă și fii Tu alături de noi în săptămâna care urmează ca sâmbăta viitoare să ne întâlnim cu toții,
din nou sănătoși în locașul Tău de închinare, unde dorim să ne întâlnim cu Tine, Tată, să-L primim pe Duhul Sfânt și pe Domnul Iisus Hristos, pe care ne dorim să-L întâlnim cât mai curând. Amin. Vă doresc o săptămână frumoasă, binecuvântată. Aș vrea să nu uităm de faptul că luni seara, undeva 18:30, există o oră de rugăciune, ne întâlnim pe la unii, pe la alții, prin case, pe unde suntem bine primiți. De asemenea, aș vrea să nu uităm că de miercuri începem la ora 15, un alt moment spiritual în biserica noastră și e bine să știm de momentele acestea. Suntem așteptați cu toții într-un număr cât mai mare. De asemenea, să ne pregătim pentru sabat, pentru întâlnirea cu Dumnezeu de săptămâna viitoare. Cei care faceți parte din grupele pe care fratele Roli le coordonează, grupele de diaconie, aș vrea să nu uitați de momentul de sâmbătă viitoare. Nu vă faceți alte planuri. E gândit pentru noi, pentru dumneavoastră, acest eveniment, astfel încât să ne cunoaștem mai bine, să zăbovim împreună în jurul mesei, să împărțim idei și să creștem în credință în felul acesta. Dragii mei, până ne revedem, să fie Domnul Iisus cu fiecare dintre noi. Te rog. E posibil ca unii, pentru că s-au spus de multe ori astăzi grupele care sunt sub ordine mea la diaconie, e posibil ca unii dintre dumneavoastră să nu știți în ce grupe de diaconie sunteți. Nici eu nu le știu pe toate, pe de rost, nici pe ale mele, da, pe ale altora. Ele sunt puse la vizieri. Însă, toate aceste persoane la care se referă fratele pastor și care vor avea o întâlnire sâmbăta viitoare, va urma și pentru ceilalți, dar sâmbăta viitoare sunt anumite persoane, persoanele acestea vor fi căutate și fratele Sergiu, care este prim diacon, va lua legătura cu dumnealor ca să putem să ne organizăm pentru sâmbăta viitoare. Mâine sau cel târziu luni. Așadar, nu vă faceți griji de organizare și de ce se va întâmpla acolo, că se va lua legătura cu fiecare dintre dumneavoastră în legătură cu ce are să se întâmple sâmbăta viitoare la prânz. Da, e bine că ai amintit, sâmbăta aceasta este doar pentru anumite grupe, pentru că nu avem spațiu. Și știți și dumneavoastră, când suntem mulți, e mai greu de gestionat situația. Dar așa, grupe mai mici, ne putem gestiona mai și ca pregătire și ca program acolo, mult mai simplu. Data viitoare vor fi alte grupe, luna cealaltă alte grupe și tot așa până când fiecare va avea momentul lui din sabat. Notați sabatul al doilea din lună, e bine de știut ca să putem avea așa o rigoare și o cadență. Domnul cu noi până ne vedem. Multă binecuvântare!